Ați văzut ce element ciudat e, mai? El parcă nu există și odată apare. Apa există, pământul există, aerul există. El stă și la pândă și odată apare. Cartea când a apărut, se știa că are un ecou foarte substanțial. Ea are ecou și în cel nepregătit. Ea există, are putere, știi? Gândiți-vă și voi la felul în care s-a purtat lumea cu cartea. Au venit regimuri aspre care au interzis-o. Au venit unii mai rău și au dat simbolic foc pe stradă la cărți, să le distrugă, nu? Deci ea vrea să reziste. Am avut un incendiu devastator la atelier în 95. N-am avut o criză, foarte interesant. De obicei când te împiedici în juri, când spargi o farfurie, faci drame. Dom'le, acolo am rămas înțepenit multe zile. Era prea mult, greu de suportat. Și în momentul când am făcut o reevaluare a pierderilor, ce a fost? Primul lucru, picturile și al doilea, cărțile. Cartea, poate fac o speculație, în puterea ei, în simbolul ei, n-a ars de tot. Vedeți, o chestie care e mai departe și noi numim coincidență, dar eu nu cred. Uite-te și tu, Muntele Vrăjit are pe pagină un foc. Ăsta, căruciorul ăsta, ia focul, duce focul. E butelia care are foc în ea. Deci lucrurile trebuie să lege. M-am gândit și am ajuns la asta, pentru că chiar, cum să spun, m-a presat ideea de mult. Adică, nu știu acum, undeva mi-a făcut rău că mi-a amintit de eveniment, știi? Este o biografie atât de evidentă că nu puteam să greșesc. Dom'le, te întăresc necazurile, nu-ți vine să crezi. Vă sfătuiesc, băgați-vă în aventură, cu riscurile, nu evitați starea asta. Deci, dacă pățești ceva, te rog foarte mult să pățești. Și bineînțeles, ca să îmi creez ritm, liniștea e bună, dar prea multă nu e bună. Și atunci îmi pun o muzică. Cât trebuie.